Da, salutare și bine ați venit la un nou episod. Suntem pe Force, pe Horizon Zero Dawn acum și vrem să continuăm story-ul, că n-am mai jucat de foarte, foarte mult timp și nu mai știu cum duce, what the fuck. Hai să plecăm încetuc. N-am mai jucat de foarte mult timp după mult timp de RCP, adică ne-a cam luat un pic din timp și da, am zis că asta e. Și oricum s-a meritat să jucăm și celălalt, că na, mamă, ia-i pe ăștia. O, dai mamă sau ce, Dumnezeu. Nu prea mă interesează să mor pe celălalt deocamdată, că vreau să ajung neapărat la misiunea, la misiunea asta. Păi, oricum e departe rău. Și apoi, quest-uri și de alea, oricum le avem acum. Așa că nu uita de butonul de like și subscribe. Hai că avem destul de mult timp de mers. What the fuck, bro? Dar de ce e teamă la asta? Ce se întâmplă? Adică de ce nu se duce normal? Da, ei, nebuneale cu astea sunt foarte mulți. Hai să vedem la story până ajungem. Băi, sâmbătă dimineața, am zis că mă bag la asta, dar mai bine stăm și filmăm un episod, pentru că na, săptămâna viitoare, vedeți voi, să mai terminăm din joc, să mai, na, un alta. Bro, dar n-are nici. Aici nu prea-mi place, sincer. Pentru modul ăsta, mecanismul de la robotul ăsta, că nu știu, mi se pare un pic cam useless că se oprește așa ciudat. Deci, na, uite, vezi, e fix exact ca și ăla, cum se numește, Forza, nu Forza, Assassin's Creed, nu știu de ce îmi stă capul la Forza Horizon, dar în film. Aici sunt mercenari, dar am făcut o mică schemă și acum nu ne mai detectează cum ar fi. Vreau să mă duc numai la misiunea aia, mă interesează pe mine să le fac misiunea aia, pe că misiunile secundare o să le facem între timp. Da, bine, tu du-te că găsesc o cale, nu e o problemă. Ce a podul? E noapte pe joc. Numai de zi nu se face, ea că am ajuns pe undeva unde e multă zăpadă. Și stai că nu vă mapa. Trebuia să fi dat un save înainte, așa-i? Dar unde? He? Ua, ce cu ăla? Ce mă, o dat ceva ce mă detectează sau ce? Dar n-are cum. Mă, m-a luat razna GPS-ul, ești nebun? Adică GPS-ul, mapa asta. Hai că te remerg un pic mai rapid. Bă, dar încă nu m-am întâlnit cu aia chiar mari. Deci chiar cu aia mari. Oh, mamă, ce... Hăpte aici s-o putut opri. Hăpte aici s-o putut opri aia. 10 minute fight, 50 de minute plimbare, adică... Adevărul că puteam să-i omor pe ăștia, să mai craptez, să mai fac mai multe, na? Dar nu, din câte o să observ, nu, ia aici, hai că dăm un save neapărat. Dăm un quick save, că nu știu niciodată. Bă, am investit foarte mult în Regen pe aici, o să mai investesc foarte mult timp, chiar vă știți și pe voi pe server și totodată pe live-uri, clar. E un server foarte bine optimizat și asta, nu știu... Chiar s-au gândit bine să-l facă, știi? Deci a fost chiar bine făcut și chiar îmi place. Adică te face să simți ceva ce n-ai mai simțit de mult. Știi, când te joci 5M sau, mă rog. Da, e clar că de aici o să înceapă un pic nebuneala. Ia să mai rămâne pe jos. Grave, aici e ceva. Opa, roboți. Da, avem niște roboți.
stai un pic. Sergent, ia-i pe ăștia, mă. Caporal. Da, aici numai oasele ce mai rămas. Fuck that. Operation Enduring Victory. Da. E clar. Am venit până aici și pe degeaba. Da, în fine. N-am văzut că am acolo înainte asta. Fantastic, da. Dacă așa mai vorbim altcumva. Mamă, de ce e cu locația asta, bro? Acolo ceva pat, ceva de ascultat. Mamă, dar de ce nu merge să-l scanez? Caporal Costa. Caporal Costa, bă, aici o stat ăla, la Costa, sau cum îl cheamă pe om. Stai că dăm un pic mai tare. Spench, aici, cred că așa, cred că. Aha, în fine, hai să vedem. Dacă ăștia am... How they ever get comfortable. It was the metal world. Guess they were used to it. Păi și pe unde? Explore. Ok, explore, explore, da. Ah, ok. Mama. Ioi. După că și dă cu într-o frame așa un pic. Bunker door. Power cable. Power cable, da, dar nu mai funcționează, dai seama, de mult timp. Pe unde, pe aici? Hololoc. Opa, avem și jos ceva. Ce asta? Cod de Nexus. Dar mie mi-a arătat aici. Hai să ne zicem pe aici. Nu știu cum. Ia să apăsăm aici. Am înțeles. Se mută el? Da, se mută el. Opa, aha. Deci primul stă în sus, al doilea în jos, stânga și dreapta. Sus, am înțeles acum. E sus. Jos. Stânga. Așa? Stânga. Și dreapta. Perfect. Aha, mai avem una. Nice. Hai să-l vedem. Sus, sus, jos, jos. Sus, sus, jos. Da. Nice, perfect. Am pornit ceva acum? Ok, stai că avem încă. Restore. Da, dar încă nu e... ce nu cred că funcționează. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature's poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? Yes, sir. As usual, I defy expectations. Punem jos. Jos. M-am gândit la treaba asta. Restore power, ok. Ok,
Nu așa. Să-l punem pe undeva cam pe aici. Deci, primul ar fi în sus. Nu știu cum să le pun. Sus, dreapta, sus, stânga, jos, jos. Da. Sus. Stânga. Numărul sus. Dreapta. Stânga. Și jos. E ok. Păi dacă îl pun pe ăsta, las așa. Jos. Dreapta. Sus. Asta către stânga. Asta să fie jos. Ah, perfect. Uite că am terminat. Ok, bun, și acum pe unde mă duc. Opa. Pe aici. Nice. Opa, stai să nu dau cine știe ce pe aici. Open door. Mame. Medicin. Another way. Opa. Ce mult îmi place cu ăsta. No, în fine, asta e. No, asta e încript. Păi și eu de acum pe unde mă duc? Pe acolo? Ne. Am înțeles, fii atent. Ce bine că ne-am jucat Assassin's Creed și ne dăm un pic seama. A fost unul din cele mai bune jocuri. Oricum vreau să-l termin și pe ăla. Că nu l-am terminat. Holografic, uite consol. E un map. De la... It's not flat like you thought. World of the player core, during eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. It looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. Yes, I'm controlling on the page. Băi, aici e mare robot ce-a pământ, ești numai la cap. Ce mișcare ești, mecheră. Nu știu de ce, parcă o să simt un... ceva urât. Opa.
Mamă. No, ăsta e mare. Atât că e înghețat. Mort, cred că. Cred că e mort. Mamă, o să mă ferească Dumnezeu. Ia, e pe aia, vor să-l facă, mă. Dacă că până-l fac... Până-l face pe ăla un pic cam... Opa! Na, nu e cine știe ce e asta. A, e... Mașinările de dinăuntru, ei vor să le iei, da, mă. Ce-o trage în el. Și asta e schema. Doamne, nu fii atent, bă. Nici n-am știut treaba asta. Că, nu, totuși. Hai să dăm aici repede un skip. Păi și pe unde? Câte la înălțimea aia, mă. Ceva nu e ok. Până în God modul. Ce super te mergeu. Ia să vedem, mai murim. Așa, de o întrebare, na. Pe și pune ar trebui să sară. Așa de o întrebare, na. Super damage ai văzut? Că nu... N-ai treabă cu el. Uite, bă, că la fără super damage erai... Erai de mult. Ului. Șocul alea, da. Nice. Am luat șocul-ul. Man. Na, asta e. Let's go. A, numai diferența dintre Assassin's Creed și jocul ăsta, Horizon Zero Dawn, foarte multe quest-uri. Deci chiar foarte multe. Iar o mapă. Nu, aici sunt mai mulți? Bă, drop-ul e drop. After what she just said, Dr. Sobeck has made the situation very clear, general, and given us an option. We should all be thanking her. Ia să vedem. Crafting am aici ceva. Am. Păi n-ai trebuit, bro. N-ai trebuit, ești nebun. Uite-te aici ce de mediu o să fie. Dar nu l-am folosit pe asta în viața mea, dar în fine. Inventory. Nici pe alea, n-am, în fine. I mean, my God. Maybe take this discussion offline. Bine, nu știu, spune nu. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. Așa, mă ajut și nu dacă se construiesc foarte mulți roboți. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. Să ne cam conducă. Biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. Da. Trebuie să iau de ăla. Neapărat. Că nu mai am petul. How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top secret super weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobeck and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime.
It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of Alpha and Beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Okay. Orbital launch base. What did these people do? No. Stampic. Ia pe aici. Opa. Stai că luat el cel mai cu aia, cred că ieșim de bunker. Aici, da. And the bad? It's directly underneath the city. Bro. The palace of Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. Okay. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place. Each of them communicating with each other and back to Hades. A whole... network. I'm sure you have other matters. Wait! Well, yes, I'm up. Bun. Perfect. Now, how am I going to get down from here? M-am întrebat și eu treaba asta, dar nu. Așa? De. Direct, n-ai nici treabă aici, bă. Fii atent. Skill point. Hai să ne punem niște skill point. Bă. Mamă, dar ce puțin avem. Bine, normal aș putea să bag vedere acolo, dar acolo clar că nu mai pot fanul, știi? Ce? Mă, ce m-a speriat. Mamă, și tu trebuie să te spui acum că eu trebuie să iau pe jos. I do that again. Da. It wasn't so much work to get back up there. Maybe I should try to find War Chief Sona. She went after the killers from the Proving. Am înțeles. Da, păi nu mă pet. Ia aici, cum era asta de acolo, a? Bă, ești bun. A, pot să dau fast travel sau autopsiant. A, mă rog. Mi-e trebuie fast travel. Ia să luăm noi pe ăsta. Being able to override you would help. Da, nu e. Ia să luăm noi pe ăsta. Să-l facem de-a nostru. Bă, da, s-a bugit. Am înțeles. Da, asta s-a bugit, clar. Ce faci asta? Unde, ce poartă trebuie să plec? Ce n-am, ce... ceva mare pe aici? Ia, că nu s-o bugăi, n-am... Cât o masacră site-o, că... Eu m-aș duce, dar... pe jos... Asta e, o să facem într-un alt episod până ajung acolo. Bun, nu uitați de butonul de like și subscribe, ne auzim pe data viitoare la un nou episod, așa că vă aștept și pe TikTok, vă aștept și pe YouTube și uitați-vă și la asta, că chiar serii destul de frumoase, adică nu numai Regin Pen sau 5M sau știi, chestii de genul, adică nu numai GTA. Vezi că la un moment dat chiar a fost destul de fain. Hai să mai încercăm cu încă una. Asta, da, stai că pe asta nu pot să-l gândim, pot să clăresc.
Unde trebuie să plec? Am înțeles. Da. Ok, bine. Bun, te-am pupat. Ne auzim data viitoare. Ciao, ciao.